Da, cartea asta începe în 1923, când narratorul este un student, se duce la facultate, e bătut. După aia chestia se liniștesc ceva. Nu vrea să fie o victimă, nici nu vrea să fie, să se autoidentifică ca vreu. Asta se vede ca un artist, poate, ca un individ. Soarta asta de om persecutat nu îl atrage deloc. Și în mijlocul cărții, ai impresia că a reușit, că a scăpat de destinul lui. Ultima parte a cărții, acțiunea se întâmplă în 1933. Și devine evident că n-a reușit să scape. Că, de fapt, violența pe care a experimentat în tinerețe, atmosfera de confruntare, de animositate, devine și mai intens. Și e cu mare tristeță că vede că inevitabilitatea de o persecutare, o chiar un masacru, e inevitabil. Și în acest punct, pentru mine, cartea are un se vede că, de fapt, este o vede ce urmează. Și ce a urmat a fost Holocaustul. Și că narratorul este tristețea asta de a fi, să n-ai nicio putere să schimbi nimic. Și să vezi atât de clar ce se va întâmpla. E percepția asta, claritatea asta de viziune, că da cartea asta puterea lui.